Bună seara, vă spun din nou la emisiunea Teologia în Actualitate. Sunt Daniel Fodorean și în această perioadă în care ne pregătim de sărbători, se merită să discutăm despre un prim eveniment care a avut loc în seria evenimentelor cu privire la sărbătorile pascale, și anume Ziua de Flori. O sărbătoare care trezește în noi ideea de entuziasm, bucurie, Hristos este bine primit în cetatea Ierusalimului. Dar în acest context al sărbătorii florilor apar și lacrimile. Și în seara aceasta vrem să afirmăm bucuria pe care au avut-o ucenicii. Dar în același timp vrem să ne uităm la de ce plânge Iisus în contextul sărbătorii. De aceea tema emisiunii este viața creștinului între sărbătoare și oportunități pierdute. O să înțelegeți mai mult de ce am ales această temă și ce înseamnă acest lucru pentru noi, pentru fiecare. În seara aceasta, în studio, sunt cu pastorul Daniel Mercioniu. Bună seara, bine ați venit la emisiune. Bună seara, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitația de a fi împreună. Este pastor la Biserica Harul din București și este și secretarul Comunității Baptiste de București. Mulțumesc că ați acceptat să putem dialoga pe această temă. Ca să înțelegem mai bine ce sunt florile și ce s-a întâmplat în ele, dacă ați vrea să ne faceți o scurtă trecere în revistă a evenimentelor care au avut loc în Ziua de Flori. Da, e numită în popor ziua sau Duminica Floriilor, dar evenimentul principal e legat de intrarea Mântuitorului în Ierusalim și aș spune că primul eveniment remarcabil este că Mântuitorul a ajuns la destinație. Conform Evangheliei lui Luca, în capitolul 9 cu 51, ni se spune după schimbarea la față că Mântuitorul și-a îndreptat fața hotărât să meargă spre Ierusalim. Și urmează apoi o călătorie spre Ierusalim, relatată de Luca, de la capitolul 9 până la capitolul 19, când Iisus ajunge la destinație. Și aș spune că ăsta este primul eveniment care are de a face cu lucrarea Mântuitorului. Mântuitorul ajunge la destinație, adică la Ierusalim. Apoi are loc pregătirea intrării lui în Ierusalim și știm că îi trimite pe doi din ucenicii lui să îi aducă un măgăruș pentru că, așa cum ne spune Ioan în Evanghelia lui, trebuia să se împlinească profeția din Zaharia 9:9, ca el să intre călare pe un măgăruș, pe mânzul unei măgărițe. După această pregătire a intrării, Iisus efectiv încalecă pe măgăruș și se apropie de cetate și acolo are loc primirea asta triumfală, cum e numită, a lui Iisus. Oamenii își pun hainele pe jos, iau ramuri de palmier și strigă: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana fiului David. Are loc această primire triumfală și apoi Luca, în special, ne spune că Iisus s-a apropiat de cetate și când a văzut-o, Iisus a plâns. Aici au loc lacrimile despre care spuneați. E sărbătoare, mulțimea ucenicilor plină de bucurie a început să laude pe Dumnezeu, sunt și lacrimi. Iisus, când s-a apropiat de cetate, a plâns și acesta ar fi un alt eveniment pentru că e a doua oară sau sunt două locuri în care se menționează că Iisus a plâns: la mormântul lui Lazar și în locul acesta, în Duminica Floriilor. Iar în final, tot ca eveniment din ziua aceasta, cel puțin conform evanghelistului Luca, Iisus a intrat în templu și acolo are loc ceea ce se cunoaște sau se este numit a fi curățarea templului, când Mântuitorul este indignat de transformarea scopului templului de la o casă de rugăciune la o peșteră de tâlhar, cum o numește el, pentru că acolo se făcea negoț și erau schimbătorii de bani, animale și așa mai departe. Acestea ar fi pe scurt evenimentele, pornind de la schimbarea la față, când Iisus și-a început drumul spre Ierusalim, și până la ceea ce numim noi Duminica Floriilor. Deci putem remarca o intenționalitate în venirea lui Iisus la Ierusalim. N-a fost așa, am trecut pe lângă Ierusalim, am vrut să văd Ierusalimul, și din ceea ce spuneți, era determinat Iisus să ajungă acolo.
Da, pe muntele schimbării la față, citim tot în Evanghelia după Luca, faptul că Moise și Ilie i s-au arătat pe munte și au vorbit cu el despre sfârșitul pe care avea să-l aibă la Ierusalim. Și din momentul acela, încurajat de Moise și Ilie de pe muntele schimbării la față, Iisus a plecat hotărât, dar a durat ceva până a ajuns și dacă ne uităm prin Evanghelia lui Luca, se menționează această intenționalitate despre care spuneți, de exemplu, în capitolul 13 cu 22, ni se spune, fiind pe drumul acesta, Iisus umblat prin cetăți și prin sate, învățând pe norod și călătorind spre Ierusalim. Iată, ținta lui era clar Ierusalimul. Pe parcurs a mai făcut vindecări, a mai dat învățături, a mai făcut minuni, dar el știa că merge la Ierusalim și merge cu un scop. Și în această duminică pe care noi o sărbătorim ca fiind Duminica Floriilor, a intrării lui în Ierusalim, Iisus ajunge la destinație. Ați plasa blestemarea smochinului în ziua de duminică sau în ziua de luni? Aici depinde ce... După ce evanghelie din cele patru ne luăm, una dintre ele spune că dimineață Iisus a văzut, altă evanghelie spune că în aceea zi și dimineața au văzut că s-a uscat. N-am amintit-o special pentru că este ușor controversată plasarea ei, nu evenimentul în sine, ci plasarea evenimentului. Oricum, evangheliștii în narațiunea lor o pun unii după izgonirea vânzătorilor din templu, cum ar fi Matei, deci e clar că din punct de vedere al învățăturii ele e o legătură cu ziua de duminică, dar plasarea evenimentului, cum spuneați, este discutabilă. Ceea ce... Luca nici nu amintește, doar Matei și Marcu. El s-a ferit de discuții. El urmărește acest drum foarte interesant. Noi chiar studiem cu biserica noastră Evanghelia după Luca de un an și jumătate și mai avem încă un an și jumătate de studiat și am observat acest drum al lui Iisus cu intenție și cum Luca are grijă să ne placeze pe drum cu Iisus. Da, foarte frumos. De ce poporul îl primește pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pe Domnul Iisus Hristos cu atâta bucurie? Păi ne spune chiar Luca în capitolul 19 al Evangheliei lui, citim la versetul 37, când s-a apropiat de Ierusalim spre pogorâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare. De ce? Pentru toate minunile pe care le văzuseră. Deci l-au primit cu bucurie, cumva... având în minte minunile pe care Iisus le făcuse. Și dacă corelăm cu Ioan 12, în Ioan 12 ni se spune că toți cei care văzuseră minunea cu Lazar erau în mulțimea aceasta și lăudau pe Dumnezeu pentru minunea pe care o văzuseră, respectiv învierea lui Lazar. Și chiar aici este menționată Betania, în versetul 29 și în Luca, și știm că Lazar locuia în Betania doar la câțiva kilometri de Ierusalim și se pare că de acolo, din Betania, a început acest convoi și această mulțime plină de bucurie pentru că Mântuitorul, cu puțin timp înainte de patimile sale, l-a înviat pe Lazar din morți. Și am remarcat această expresie aici, pentru toate minunile pe care le văzuseră. Deci de asta l-au primit cu bucurie. Au văzut niște minuni. Ioan numește învierea lui Lazar semnul acesta. Și atunci, minunile acestea, semnul acesta pentru ei era un semn care indica spre Mesia. Și pe lângă minuni, aș spune că l-au întâmpinat cu bucurie cumva datorită așteptărilor mesianice. Chiar strigătul lor, Osana, fiul lui David, cum relatează altă evanghelie. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Astea erau cumva niște o recunoaștere a mesianității lui. Și cred că erau plini de bucurie, chiar dacă era cumva nefundamentată sau superficială, aveau niște așteptări nerealiste, că Iisus va fi acel Mesia, fiul al lui David, sau acel Mesia din profeția lui Daniel, ca un fiu al omului care vine cu slavă ca să reinstaureze împărăția lui Israel. Deci cumva bucuria avea două surse, să spun așa, ceea ce nu cred că e surpriză nici pentru noi. Când așteptările ne sunt împlinite, cumva, sau
sperăm că ne vor fi împlinite, să spunem așa, în contextul acesta. Și când am primit ceva, atunci, normal, inima noastră este plină de bucurie, așa cum ei au beneficiat de pe urma lucrării Domnului Iisus Hristos și minunile lui Hristos au fost o reală binecuvântare pentru ei. În contextul acela, ne gândim și în contextul în care medicina nu era avansată, nu exista, să fie vindecați bolnavii și alte minuni pe care Domnul le-a făcut sunt foarte importante. Dacă ne gândim tot la drumul acesta, a vindecat doi orbi în Ierihon, tot în drumul acesta și aia a fost o minune extraordinară. Drumul lui Iisus către Ierusalim a fost presărat cu minuni, cu semne, cu învățături care arătau spre mesianitatea lui, dar și cu avertizmentul pentru ucenicii săi mai ales că iată ne suim la Ierusalim și tot ce a fost scris prin proroci se va împlini. Va fi dat în mâinile neamurilor, îl vor batjocori, îl vor ocărâ și îl vor scuipa. Și după ce îl vor bate cu nuiele, îl vor omorâ. Dar a treia zi va învia. Interesant că cei care acum se bucurau, nu au ținut minte cuvintele acestea. Ei s-au uitat mai mult la minuni, aveau imaginea unui Mesia din mintea lor și chiar și din scripturile Vechiului Testament și pe baza ceea ce au văzut în realitate și în realitatea percepută de ei, au izbucnit în cântări de bucurie. Sunt totuși unii care nu se bucură și nu aș merge direct la Domnul Iisus Hristos care are lacrimi în această zi, dar găsim și fariseii. Și textul aici ne duce spre farisei, în versetul 39, care nu se bucurau. Care a fost motivul pentru care fariseii aceștia nu se puteau bucura? Dacă ne uităm la evanghelii și la conținutul lor de până aici, vedem că a existat o dispută între Mântuitorul și farisei tocmai vis-a-vis de pretențiile sale mesianice. Și știm că Mântuitorul în câteva rânduri a strigat mai multe vaiuri la adresa lor. Pe de o parte, el pretindea că este Fiul lui Dumnezeu și ei nu puteau accepta asta. Pe de altă parte, el îi acuza pe ei și spunea, vai de voi pentru că aveți o religie formală, o religie de exterior, dar inima voastră este plină de răutate și de păcat. Și cred că nu se bucurau pentru că vedeau că Iisus cumva întărește concepția aceasta că el ar fi Mesia, ceea ce ei nu puteau accepta, ei nu credeau pretențiile lui. Și cred că îi mai îngrijora ceva. Toată rumoarea aceasta la Ierusalim, de Paști, de obicei îi punea în alertă pe romani. Romanii aveau, să zicem, una sau două pretenții de la supușilor. Să fie ordine, pace și să se plătească birurile. Dacă lucrurile astea erau îndeplinite, puteai să ai grijă de religie, să practici religia ta, să trăiești liniștit. Dar dacă creai dezordine și dacă nu plăteai birurile, atunci aveai o problemă cu romanii. Și cred că fariseii, ca lideri ai poporului, vedeau pericolul acesta, că se creează rumoare, tulburare și vor veni romanii. Deci cumva ei, vremea de aceea era ca și vremea de astăzi, foarte important, pacea socială și taxele sunt lucrurile care interesează un stat, așa că ideea asta de stat, statul a rămas același, stăpânirea a rămas aceeași. S-a schimbat puțin decorul și costumele, dar realitățile sunt aceleași de 2000 de ani. Farisei încearcă să suprime această bucurie și această închinare, această aclamare a lui Hristos și ceartă-ți ucenicii, i-au spus farisei Domnului Iisus Hristos. Ce vrea să spună Domnul Iisus Hristos când spune vă spun că dacă vor tăcea ei pietrele vor vorbi? Ca să fim consecvenți cu textul, cea mai bună interpretare ne-o dă textul însuși și contextul apropiat. De exemplu, versetul 44, Mântuitorul spune despre Ierusalim, te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră care să nu fie dărâmată pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetat. Dacă ei vor tăcea, copiii, ucenicii, și dacă voi nu credeți ce strigă ei și dacă nu mă primiți pe mine, pietrele vor striga.
pietrele Ierusalimului, pietrele pe care ei călcau, pietrele templului pe care le admirau, ruinele acelea aveau să strige și să le amintească că ceea ce s-a întâmplat în Duminica Florilor a fost împlinirea profeției, că el era exact Mesia despre care a scris Zaharia 9:9, că el împlinea acea profeție, iar ei o respingeau împietriți și fără credință. Asta ar fi o interpretare. Pietrele vor striga. Se referă la pedeapsă și asta în contextul apropiat. A mai putea spune că pietrele vor striga ne duce cu gândul pe noi, cei din secolul 21, de exemplu, la arheologie, care a descoperit în secolele 19, 20, 21 pietre, între ghilimele, care aduc mărturie despre Isus și despre lucrarea lui Dumnezeu. Și cumva avem aici mărturia ucenicilor și mărturia pietrelor. Dacă ucenicii nu mărturisesc despre el, pietrele o vor face. Și chiar noi trăim vremuri în care pietrele mărturisesc despre Isus. Se fac descoperiri arheologice care atestă că Biblia este adevărată, că Evanghelia este cu adevărat mesajul lui Dumnezeu și că nu e o poveste. Deci mărturia despre Hristos o primește Dumnezeu, o dăm despre Hristos, ființele vii, dar și lumea aceasta imaterială, necuvântătoare, să spunem, în fel și chip, poate să aducă o mărturie, sau lumea materială. Am putea spune că să aducă o mărturie despre Domnul Iisus Hristos. În contextul acesta al frumoasei intrări în Ierusalim, Domnul Iisus Hristos a plâns. Și aici evanghelistul Luca, în capitolul 19, când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Numai Luca relatează acest eveniment al lacrimilor Mântuitorului în ziua de flori. Oare de ce? N-aș putea spune de ce Luca o face. Am putea să ne gândim la faptul că el fiind medic, avem relatarea Scripturii că el a fost medic, cred că era mai sensibil la suferința oamenilor și el are câteva pasaje specifice doar lui ca evanghelist și acesta este unul dintre ele. Cred că Luca subliniază și partea aceasta emoțională a unui... Iisus este prezentat de el ca fiul omului și ca om el are și partea asta sensibilă care plânge pentru realitatea pe care o vede. N-aș putea spune cu certitudine de ce plânge, adică de ce Luca spune că el a plâns, dar cred că putem spune cu certitudine care e motivul pentru care plânge. Și mi s-a părut interesant că Luca folosește același verb drept cauză pentru bucuria ucenicilor și cauză pentru plânsul Mântuitorului. A vedea. Dacă la ucenici ni se spune că îl lăudau pe Dumnezeu cu glas tare pentru minunile pe care le văzuseră, deci pentru ceea ce vedeau, Iisus plânge din același motiv, pentru ceea ce vede. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Ucenicii se bucură în fața realității pe care o văd și prin prisma percepției lor, cum văd ei realitatea, Iisus vede aceeași realitate și îl plânge. Și asta ne spune nouă că ne putem uita la aceeași realitate să vedem lucruri foarte diferite. Într-un fel să vadă Dumnezeu realitatea zilelor noastre și altfel să o vedem noi. Noi să credem că suntem pe culmea succesului și Iisus să vadă că suntem în abisul eșecului. Ce stă la baza acestei percepții diferite? Ochelarii. Ne avem ochelari diferiți. Diferiți, da. Avem ochelari diferiți și cred că modul de a vedea lucrurile, Dumnezeu le vede de sus, Dumnezeu vede în profunzime, Dumnezeu vede într-o manieră dumnezeiască. Da, e clar. Noi oamenii vedem într-un mod limitat, cunoaștem într-un mod limitat și avem tot felul de ochelari pe care ni-i punem uneori ca să vedem ceea ce vrem să vedem. Și percepem realitatea prin prisma dorințelor, ce ne-am dorit noi să se întâmple. Și asta au făcut ei în ziua aceea, mulțimea ucenicilor. Ei doreau să-L vadă pe Iisus ca rege. Ei doreau să-L vadă întronat. Doar că nu asta avea să se întâmple. Iisus plânge pentru că vede o altă realitate. Și El zice, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea.
dar acum sunt ascunse de tine. Plânge pentru că își dă seama că generația aceea a ratat ocazia. Și ultimul verset spune, după ce anunță judecata, că nu va rămâne piatră pe piatră, spune, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Și verbul de aici, cercetată, ai fost cercetată, înseamnă ai fost vizitată. A cerceta era verbul a vizita. Adică n-ai cunoscut când ai fost vizitată de Dumnezeu. Și iarăși mă duc cu gândul la toată călătoria Mântuitorului de pe muntele Schimbării la față și până la Ierusalim. El a vizitat sate și cetăți, a străbătut Israelul de la nord la sud. Și contemporanii lui evrei nu și-au dat seama cine trece printre ei. Era un vindecător, era un făcător de minuni, era un potențial rege în mintea lor, unul care să-i hrănească, să le dea pâine și pește, dar nu era Fiul lui Dumnezeu care să le ierte păcatele. Această condiționare aici, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi, și cumva Domnul condiționează, dar vorbește despre poate vorbi de ultima șansă această zi, pentru că au fost mai multe ocazii să-l cunoască, putem vorbi despre oportunități care pot fi pierdute? Cu siguranță, cu siguranță oportunități care pot fi pierdute și dacă ne gândim și la smochinul, la blestemarea smochinului, care e imediat după evenimentul acesta, cumva înțelegem în contextul teologic al Scripturii că lucrurile erau pecetluite. Mântuitorul a înțeles că Ierusalimul va respinge, că liderii religioși îl vor da în mâinile romanilor, că el va fi condamnat la moarte și că ei îl resping pe însuși Mesia pe care îl așteptau. Doar pentru că nu se potrivea cu Mesia din mintea lor sau din cutia lor de rezonanță. Au ratat ocazia aceasta. N-au cunoscut vremea când au fost vizitați. Sunt ocazii, oportunități pe care unii le-au ratat și pe care unii le-au prins. De exemplu, orbul sau orbii de la Ierihon au prins ultimul tren. Iisus n-avea să mai treacă niciodată prin Ierihon. Atunci a trecut, a fost o oportunitate, a prins-o. Zacheu, tot în Ierihon. Era ultima dată când trecea Iisus, a prins oportunitatea. Fariseii au ratat-o. Mulți oameni au ratat-o. Să beneficieze de ceea ce putea oferi Iisus. Și într-adevăr, Iisus în drumul lui spre Ierusalim, unora le-a adus binecuvântare pentru că au înțeles oportunitatea că trece Iisus pe acolo, că trece cel puțin un potențial Mesia, alții care erau împietriți au ratat aceste ocazii. Deci am putea spune că oportunitățile acestea nu sunt pentru totdeauna, că o oportunitate, așa cum este și termenul, este o ocazie pe care cineva o are, ocazie pe care Dumnezeu în mod supranatural o pregătește pentru cineva, o lasă să fie pe calea cuiva, iar unele dintre aceste ocazii nu se mai repetă. Este cazul și cu Domnul Iisus Hristos aici și cu Ierusalimul? Cu siguranță da. Pentru că, conform Evangheliei lui Ioan, Mântuitorul a venit la Ierusalim la fiecare sărbătoare a Paștelui, în cei 3 ani și jumătate de lucrare. Acum era ultimul Paște la care el venea. El venise în mod repetat și li s-a adresat, dar ei l-au respins în mod repetat. Era ultima dată când el mai venea la Ierusalim. Ultima dată când ei puteau să își exprime credința și nu necredința. Și unii au ratat șansa asta. Explicația aici este lucrurile care puteau să dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Și interesant este că ne întoarcem la același aspect a perspectivei. Au văzut minunile, l-au lăudat. A văzut cetatea, a plâns. Dar ele vor fi ascunse de ochii tăi. Nu vei mai putea să le vedea. Da, aici dacă corelăm cu ce spune Sfântul Apostol Pavel, înțelegem că odată cu respingerea lui Hristos de către poporul evreu, cu moartea și învierea lui, mandatul Israelului pe care el l-a avut până atunci,
de a aduce cunoașterea de Dumnezeu tuturor națiunilor, ca toate națiunile să fie binecuvântate în sămânța lui Avram. Mandatul acesta este luat de la ei și este dat bisericii. Și asta avea să spună Mântuitorul în Săptămâna Mare, atunci când le vorbește despre pilda aceea a vilticultorilor, cred, când spune că împărăția este luată de la voi și dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Practic, ei au pierdut mandatul acesta și este dat bisericii. Și, cum spune Pavel, ei au căzut acum într-o orbire și într-o împietrire, poporul evreu, până va intra numărul deplin al neamurilor. Și de asta lucrurile sunt ascunse de ochii lor, ca să nu le poată vedea. Puteau să le vadă înainte. Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, era ultimul tren, era ultima șansă. Și cei mai mulți au ratat. Deci, cu alte cuvinte, orbirea spirituală și orbirea temporară, să spunem așa, pot să ne afecteze și ne afectează în relația cu Dumnezeu și a oportunităților pe care Dumnezeu ne le dă. Orbirea noastră spirituală, adică păcatul, ne va afecta să vedem oportunitățile pe care Dumnezeu ne le dă, dar și orbirea temporară în care noi dintr-un anumit considerent sau altul spiritual, fie lipsa de cunoaștere profundă a lui Dumnezeu, fie alte aspecte, vom putea să nu vedem oportunitățile. Da, și dacă e să ne gândim la vremurile noastre, pentru că sunt în la teologia în actualitate, doar să ne gândim la ultimii 10 ani, ce oportunități am avut ca biserică din România și oportunități pe care acum nu le mai avem. S-au închis ușile. Atenție, se închid ușile, știți cum zice la metrou, că suntem în București. Acum 10 ani puteam să facem pe stradă, am făcut o expoziție a Bibliei, niște evenimente de citirea Bibliei pe stradă, primeam autorizație de la primărie. Ne-am dus în urmă cu câțiva ani, ne-a spus că nu se mai dau niciodată. S-a pierdut oportunitatea. N-am făcut până la momentul acela, nu mai este acea oportunitate. Și am dat doar un exemplu în contextul în care noi trăim. Cred că ceea ce spune Mântuitorul atunci pentru ei, atunci ar trebui să ne pună pe gânduri și pe noi astăzi, care sărbătorim, iată, intrarea lui Iisus în Ierusalim. Astăzi este o zi în care ai ocazii pe care ți le dă Dumnezeu. Să-L cunoști pe El, să primești lucrurile care pot să-ți dea pacea, să te împaci cu Dumnezeu, să te împaci cu tine însuși, să te împaci poate cu semenii tăi în ziua aceasta. Dacă ratezi ocazia, mâine s-ar putea să închidă ușile. Doamnelor și domnilor, vă aduc aminte că suntem la emisiunea Teologia în Actualitate. Invitat în studio este domnul pastor Daniel Mercioniu de la Biserica Baptistă Haru din București. Tema noastră este viața creștinului între sărbătoare și oportunități. Ce fel de oportunități au pierdut ei? Mai specific. Mântuitorul spune, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Ierusalimul, etimologic vorbind, este cetatea păcii. Și ei trebuiau să aibă pace. Gândiți-vă la ce este astăzi în Ierusalim. Câte tratate de pace se fac pentru pacea Ierusalimului. Și Mântuitorul spune, puteai să ai pace, dar de acum încolo nu vei avea. Au pierdut oportunitatea păcii. Și când spune, dacă ai fi cunoscut și tu lucrurile care puteau să-ți dea pacea, ne gândim la ceea ce era scris în legea lor. Multă pace au cei ce cugetă la legea ta, spune Scriptura. Dacă ar fi crezut Scriptura și dacă ar fi crezut modul în care Mântuitorul le transmitea Scriptura, ar fi găsit pacea. Mântuitorul este numit Prințul Păcii, într-un pasaj mesianic, în Isaia. Dacă cunoșteau și primeau pe Prințul Păcii, puteau să aibă pacea. Au ratat oportunitatea. Mai mult decât atât, spune Isaia, nu odată, cei răi n-au pace. Și Mântuitorul a venit să le arate răutatea interioară, păcatul din interior, să plătească El prețul pentru ele, ca ei să se poată împăca cu Dumnezeu și să aibă pace. Au ratat și această oportunitate de a se împăca cu Dumnezeu,
prin Iisus Hristos. Și atunci au rămas în răutatea lor și cei răi n-au pace, spune Scriptura. Au pierdut ocazia aceasta. Au pierdut ocazia de a păstra Ierusalimul în picioare. Pentru că dacă ne uităm la pedeapsa care este amintită, Mântuitorul anticipează ce avea să se întâmple în anul 70, atunci când romanii vor face Ierusalimul una cu pământul, spune. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră. Asta înseamnă că Ierusalimul va fi distrus. Distrus în totalitate și nu este o întâmplare, un eveniment istoric de fericit, ci este o consecință, așa cum este privit aici în pasaj de Domnul Iisus Hristos, este o consecință a unui refuz, a unei necunoașteri, care de fapt nu înseamnă pur și simplu a nu fi informat, pentru că ei au fost informați. Mântuitorul a ținut atâtea predici încât n-ai putea să spui că ei n-au cunoscut, n-au auzit. Problema este că ei n-au experimentat acest mesaj al lui Dumnezeu, nu l-au dus în contextul lor și cum au arătat, dacă la siguranță textul nu ne spune decât aici câteva elemente ale acestor consecințe, în schimb istoria ne spune ceva despre situația aceasta, despre Ierusalimul distrus. Da, acum dacă citim Războiul Evreilor contra Romanilor al lui Flavius Iosefus sau alte cărți de istorie, aflăm despre cum a început campania aceasta din nord, din Galileea, cu Vespasian, care cucerește cetate după cetate, apoi el este întronat ca împărat la Roma, vine Titus și el împresoară Ierusalimul și după un asediu îl cucerește, ceea ce a fost destul de tragic pentru evrei, pentru că foarte mulți dintre ei au murit atunci, mii dintre ei au fost răstigniți perimetrul acela și templul a fost dărâmat și cetatea toată dărâmată, distrusă. Asta ne spune istoria că s-a întâmplat exact ceea ce Mântuitorul zice aici, vor veni zile când vrăjmașii te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Și ultima citadelă care a căzut, știm că a fost Masada în anul 73, deci din 67 când a început în nord în Galileea și până în 73 când a căzut Masada, au fost 6 ani în care Israelul efectiv a fost cucerit cetate cu cetate, iar Ierusalimul strâns din toate părțile și în final spulberat de pe fața pământului. Am putea să aplicăm lucrul acesta și la noi, pe baza acestui text, să spunem că atunci când pierzi oportunitățile, sunt consecințe în viața omului, pierderea oportunităților spirituale au consecințe. Da, putem pleca de la textul acesta care este unul descriptiv, da? Și să corelăm cu texte prescriptive din epistole și sau din altă parte a Scripturii și să înțelegem că ce seamănă omul, aceea va și secera. Dumnezeu nu se lasă să fie bagiocorit, spune Apostolul Pavel. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Și epistolele sunt pline de astfel de îndemnuri care îndeamnă pe copii să asculte de părinții lor ca să fie binecuvântați și fericiți. Îi îndeamnă pe părinți să-și instruiască copiii și să-i crească în frica Domnului ca să fie apoi mântuiți la rândul lor. Cumva suntem avertizați că neascultarea de cuvântul Domnului are consecințe. Și clar, mă îngrozește textul care spune că judecata lui Dumnezeu stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu, spune Apostolul Petru. Dacă citim în Corinteni la Pavel, le spune, din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Și vedem aici consecințele. Din ce pricină? Pentru că în biserica din Corint erau credincioși care se complăceau în diverse păcate și în ciuda avertizărilor apostolului, unii nu se pocăiau. Și spune, din pricina aceasta sunt între voi. Și acolo e contextul cinei Domnului în care se apropiau într-un chip nevrednic chiar și la masa Domnului. Aici textul plasează izgonirea vânzătorilor din templu după lacrimile Domnului Iisus Hristos și vedem aici că el, Domnul Iisus Hristos, intră în templu
Și, într-adevăr, ce găsește acolo este totalmente șocant. Șocant să vezi ce se întâmplă în templul acesta. Cumva, pasajul acesta demonstrează că Domnul Iisus Hristos ce a spus despre faptul că ei nu au cunoscut, nu au înțeles, nu au interacționat cu acest cuvânt al Mântuitorului, că n-au primit ceea ce El a adus. Putem spune că pasajul acesta într-un fel întărește ce a spus Domnul Iisus Hristos. Da, întărește. Era o realitate care se întâmpla, iar Domnul Iisus Hristos doar o pune în cuvinte. Deja în casa de rugăciune, în templu de la Ierusalim, aveau loc toate lucrurile acestea. În curtea templului, care era curtea neamurilor și unde trebuiau să vină neamurile și să asculte despre Dumnezeul lui Israel, să audă mesajul acesta, că pot să fie și ei primiți de Dumnezeu, acolo avea loc tot negoțul acesta coordonat de Saduchei și cei care erau reprezentanții templului. Și într-adevăr, dacă ne mai trebuia vreo confirmare a cuvintelor Mântuitorului, aici e pus punctul pe ei. A intrat, i-a scos afară, vindeau, cumpărau și e frumoasă expresia peștere de tâlhari. Zice, casa mea se va chema o casă de rugăciune. Adică ceva ce te pune înaintea lui Dumnezeu să stai într-o poziție de vulnerabilitate. Când stai în rugăciune, recunoști că Dumnezeu te vede, că Dumnezeu te știe. Pe când peștera de tâlhari, peștera este locul unde se ascund tâlharii. Ei fac tâlhării la lumină, dar aici vin și se ascund. Și cred că ceea ce dă pe față Domnul Iisus este tocmai ipocrizia religioasă. Faptul că oamenii de acolo, fariseii, saducheii, aveau o aparență religioasă și avea o neprihănire a lor, cum spune Mântuitorul în altă parte, dar de fapt în interiorul lor erau niște tâlhari. Și realitatea aceasta confirmă ceea ce tocmai spusese Domnul Iisus. Și îmi place la Luca faptul că nu doar aici în Duminica Floriilor se adresează Ierusalimului, ci chiar și mai devreme. În capitolul 13 e un pasaj foarte straniu, dacă vreți. Pe când era Iisus pe drumul acela spre Ierusalim, după un apel la pocăință și le spune, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strântă, o să vină vremea când la masă veți vedea stând cu Avram și Isaac și Iacob pe cei din alte națiuni, iar voi scoși afară, în aceea zi au venit câțiva farisei și au zis, pleacă și du-te de aici, căci Irod vrea să te omoară. Și el le spune, Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi cum îi strânge găina puii sub aripi? Și n-ați vrut. Pur și simplu ce găsește Iisus în templu de la Ierusalim era rezultatul nu al întâmplării, nu al nevegherii, ci al unei împietriri continue. N-ați vrut. Spune Mântuitorul, am vrut să vă strâng, am vrut să vă protejez, am vrut să vă învăț. Dar voi n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie și nu mă veți mai vedea până vă zice binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Și se întâmplă asta în Duminica Floriilor, când Iisus intră și găsește această realitate. Oameni împietriți care nu vor pur și simplu să primească cuvintele Mântuitorului. Și asta aduce asupra lor pedeapsă și confirmă ceea ce spunea Mântuitorul. Potrivit cu textul acesta, cum ați defini o sărbătoare superficială față de o sărbătoare adevărată? Textul acesta cumva începe cu ideea de sărbătoare, cel puțin în Luca, sfârșește cu ideea oportunităților pierdute și cumva poate viața noastră ca și credincioși se duce spre aceste lucruri. Fie păstrăm sărbătoarea într-adevăr, fie pierdem oportunitățile și se duce sărbătoarea. Sărbătoarea se duce când se duc oportunității. Cum ați vedea ideea unei sărbători autentice și una superficiale? Cred că e o întrebare foarte importantă în perspectiva asta a sărbătorii. Să ne punem problema cum vom sărbători, dacă vom sărbători superficial sau vom rata oportunitatea unei sărbători semnificative. Pornind de la pasajul acesta, cred că sărbătoarea superficială este cea care
se uită mai mult la ambalaj și e preocupată de ambalaj, de exterior, de lucrurile superficiale. Sărbătoarea aceea care sărbătorește prin prisma propriilor ochelari. Cum văd eu că trebuie sărbătoarea? Cum trebuie să fie sărbătoarea florilor? Și avem obiceiuri și avem tradiții și avem proprii noștri ochelari prin care sărbătorim. O sărbătoare definită de noi. O sărbătoare definită de noi, de cum vedem noi lucrurile, de cum ne place nouă. Și asta duce la superficialitate în raport cu sărbătoarea în sine. O sărbătoare semnificativă sau cu conținut este aceea care, în forma aceasta, pentru că toți sărbătorim într-un anumit fel, într-o anumită formă, dar în care forma aceasta a sărbătorii nu ratează ocazia, oportunitatea de a-L pune pe Iisus în centru și de a-L lăsa pe Iisus să ne arate realitatea în care trăim. Uh-huh. Și mi-aș dori ca toți cei care sărbătorim Paștele în 2022 să nu ratăm oportunitatea aceasta. Să-L lăsăm pe Iisus să ne spună cum ne vede El. Care este realitatea noastră spirituală? Că noi s-ar putea să o vedem foarte bine, frumos colorată, viu colorată, să spunem că suntem foarte ok, iar Iisus să plângă, să zică săracii de ei. Habar nu au în ce stare sunt. Cum avea să spună despre biserica din Laodicea, crezi că ești bogat, că n-am duci lipsă de nimic și nu știi. Vedeți, aceeași ignoranță, n-ai știut. Și acolo îi se adresează bisericii. Nu știi că ești nenorocit, sărac, orb și gol. Era și orbirea spirituală acolo. Și Mântuitorul îndeamnă, cumpără de la mine doctorie pentru ochi, ca să ungi ochii și să vezi. Cred că n-ar trebui să ratăm oportunitatea de a ne vedea cum ne vede Iisus de sărbătoarea aceasta. Și atunci nu rămânem doar cu o sărbătoare superficială, cu frunze de sălci, că noi nu avem palmieri, cu mâncare bună, cu o slujbă la biserică, ci ne ducem spre Mântuitorul, stăm înaintea Lui și după ce noi cântăm cântările noastre frumoase și programele copiilor și ce mai facem noi, să ascultăm ce are Iisus de spus și eventual să vedem lacrimile din ochii Lui. În mod practic, deja ai spus câteva lucruri, ce înseamnă aceasta a te vedea prin ochii Lui Iisus, a sta și a te cerceta din perspectiva Lui Iisus? Cum ar trebui cineva să o facă? Pentru că poate cei care ne urmăresc nu știu ce ar trebui să facă. Bun, mă uit din perspectiva lui Iisus, dar cum anume să mă uit din perspectiva lui Iisus? A spus câteva lucruri, dacă am putea poate să continuăm, să extindem ideea aceasta. Cred că ar trebui să pornim de la chemarea lui Iisus pentru noi la ucenicie. Mântuitorul a spus, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi, și să mă urmeze. Intrarea lui Iisus în Ierusalim înseamnă finalul acestei călătorii la care El ne cheamă să-i fim părtași, să venim după El, purtându-ne crucea. Dacă vreau să mă evaluez, ar trebui să, prin ochii lui Iisus, ar trebui să mă întreb ce fel de creștin sunt eu? Că mă numesc creștin. Ce fel de ucenic al lui Iisus sunt? Unul care doar ca în ziua de florii strig, plin de entuziasm, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, că sunt luat de mulțime, e această contagiune socială când ești în mulțime și strigi și tu, sau sunt un ucenic care chiar îl urmează pe Iisus cu lepădare de sine, luându-și crucea, plătind prețul uceniciei. Adică mă bucur în ziua de florii că Iisus a intrat în Ierusalim, dar mă întreb, oare are loc și în casa mea? La mine în sufragerie stă Iisus când eu mă uit la televizor, când eu mă joc jocuri pe calculator. Intră și Iisus acolo? Dacă Iisus ar intra în telefonul meu, ce ar zice? Hai să sărbătorim intrarea lui Iisus în telefonul meu, în calculatorul meu, în mintea mea, în planurile mele de viitor, în idealurile mele. Asta văd cumva să facem din sărbătoarea intrării Domnului Iisus în Ierusalim ceva foarte aplicat pentru noi astăzi. Că este frumos să ne gândim, vai, cum erau cei de atunci și uite, Iisus a plâns pentru ei. Dar oare pentru noi n-ar plânge? Dacă intră și ce găsește El în viața mea de ucenic? Pentru că El a definit ucenicia. Cum trebuie să fie cel care mă urmează, care se identifică cu mine? Cum ar trebui să trăiască?
Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă aveți dragoste unii față de alții. Și ar trebui să mă întreb, sunt cu adevărat ucenicul lui Iisus? Mă validează viața mea, relațiile mele, preocupările mele, cum îmi petrec timpul liber? Mă validează ca ucenic al lui Iisus? Și astfel eu mă văd prin ochii lui Iisus în ziua florilor. Și pot să-mi dau seama dacă sunt doar un închinător superficial sau sunt cu adevărat unul care se vede pe sine prin ochii lui Iisus. Ce găsește Iisus când ne vizitează, cu alte cuvinte? Corect. Când intră Iisus în sferele vieții tale, ce va găsi El acolo? De fapt, asta este întrebarea. Mai sunt și alte lecții pe care am putea să le învățăm din această situație a lacrimilor care a curs pe într-o zi de bucurie. Sunt poate și alte aplicații care ar vrea să le spuneți vis-a-vis de ceea ce am învățat din pasajul acesta? Da, pe lângă faptul acesta de a ne vedea prin ochii lui Iisus și de a vedea realitatea prin ochii lui Iisus, aș mai adăuga o fațetă, și anume ar trebui să înțelegem vremurile pe care le trăim. Cei de atunci n-au înțeles vremea când a fost cercetat, n-au înțeles vremurile. Și tot în Evanghelia după Luca, mă tot raportez la ea, dar nu doar în Evanghelia după Luca, la un moment dat Mântuitorul cumva le reproșează celor din vremea lui că știu să discearnă starea vremii. Dacă suflă vântul dinspre sud, ziceți că va fi arșiță, pentru că acolo era deșertul. Dacă suflă dinspre mare, Marea Mediterană, o să plouă. Și zice, așa se întâmplă. Voi știți să discerne starea vremii. Dar cum de nu pricepeți și starea vremurilor? Cum de nu pricepeți vremurile? Și le spune Domnul Iisus cu reproș, fățarnicilor, fața cerului știți să o deosebiți. Vremurile acestea, cum de nu le înțelegeți? Și eu aș învăța în duminica aceasta a intrării lui Iisus în Ierusalim că e foarte important să înțelegem vremurile pe care le trăim. Atunci ei erau la începutul erei creștine, să-i spunem așa, și trebuia să înțeleagă cine este Iisus, de ce a venit la Ierusalim, să înțeleagă moartea lui, ispășitoare pentru noi. Noi astăzi trăim la aproape 2000 de ani distanță de la acele evenimente. Oare înțelegem vremurile pe care le trăim? Ei îl așteptau pe Iisus să intre în Ierusalim, noi îl așteptăm pe Iisus să revină. Oare noi astăzi trăim în așa fel încât să se vadă că trăim în așteptarea venirii Lui? Iisus spune ucenicilor să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă. Discernem vremurile că se apropie venirea Domnului? Vedem că auzim de războaie, vești de războaie, mai aproape, mai departe de noi. Vedem toate strâmtorările acestea. A fost pandemia. Se vorbește de criză economică, de alte lucruri de felul acesta. Lumea în care trăim este foarte tulburată și bulversată. Înțelegem vremurile? Sau doar ne speriem și noi cu cei de la televizor și cu cei care stau și se uită doar la televizor? Asta ar fi o altă aplicație. Este extrem de important să știm în anul 2022 cât e ora pe ceasul lui Dumnezeu. Nu doar în atmosfera pe care Dumnezeu a creat-o, cât e vremea afară, ci cât e vremea în economia lui Dumnezeu. Două aplicații extrem de importante care le-ați punctat, ce vede Iisus și înțelegi vremurile, înțelegi vremurile în care trăiești. Ne apropiem de încheiere. Mai vreți să faceți vreo remarcă din textul acesta, o concluzie vis-a-vis de ceea ce am discutat? Ultimul lucru e chiar cel cu care am început, dar cumva vreau să închei așa ca să fie complet. O învățătură pentru mine și pentru noi în ziua aceasta de sărbătoare este să finalizăm ceea ce am început. Iisus și-a început drumul spre Ierusalim și a ajuns la Ierusalim. Nimic nu l-a putut abate la stânga sau la dreapta. Au încercat unii să-l tragă în stânga, în dreapta. S-a oprit și a făcut diverse vindecări, a intrat în diferite case, dar Iisus și-a cunoscut foarte bine destinația, ținta, scopul, pentru ce a venit în lume. El a venit să moară pentru păcătoși și El a finalizat drumul acesta. Nimic nu l-a bătut de la țintă. Cred că este nevoie în vremurile pe care le trăim, în care suntem foarte fragmentați și distrași în multe direcții, să ne refocalizăm, să înțelegem care este chemarea mea.
sau care e chemarea lui Dumnezeu pentru mine astăzi? Ce trebuie de fapt să fac? Iisus putea să facă o mulțime de lucruri, să vindece o mulțime de bolnavi, să sature flămânzii, să se plece în acțiuni sociale de tot felul. Și a făcut parte din astea. Dar a înțeles că misiunea lui specială este una spirituală pe care nimeni nu putea să facă. Să vindece bolnavi, mai erau și alți vindecători. Să scoată dracii, mai erau și alți exorcizatori. Să hrănească mulțimile, puteau să facă și alții. Dar să moară pentru păcătoși, nu putea să facă nimeni. Și Iisus finalizează, practic, își atinge ținta, scopul. Cred că noi suntem foarte ispitiți astăzi să ne ratăm ținta. Să fim distrași în toate direcțiile și noi să nu împlinim planul lui Dumnezeu pe care îl are cu viața noastră sau cu biserica în societate astăzi. Și asta ar fi o învățătură, să știu care este Ierusalimul meu. Eu să mă îndrept continuu spre Ierusalim. Să am această călătorie foarte, cu o destinație foarte precisă și să ajung la țintă. Să finalizez. Și poate fiecare personaliza în viața lui lucruri începute și nefinalizate, abandonate sau deturnări de la direcția cea bună. Să mă întorc cu direcția hotărâtă spre Ierusalim. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați acceptat să fiți în emisiune pentru acest dialog frumos și ziditor spiritual. Și sper să mai continuăm și alte emisiuni, să realizăm împreună. Iar dumneavoastră, celor care ne-ați urmărit în seara aceasta, aș vrea să repet ceea ce s-a spus, de fapt, viața între sărbătoare și oportunități pierdute, mai întâi de toate înțelegeți chemarea. Foarte important. În al doilea rând, înțelegeți realitatea prin ochii lui Hristos. Și încă un element care a fost foarte bine punctat în seara aceasta, și anume, înțelege vremurile, unde, când, cum trăiești în ziua de astăzi și toate acestea prin ochii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Vă doresc tuturor sărbători binecuvântate și ne revedem într-o emisiune viitoare. Dumnezeu să facă ca sărbătoarea să nu fie o oportunitate pierdută, ci din contră, să fie un început de sărbătoare și o viață continuată în sărbătoare, iar celor care deja am intrat în sărbătoarea lui Hristos, în odihna și bucuria care El ne-a dat-o, să nu uităm, să nu ratăm nicio oportunitate slujindu-L și lăudându-L, cinstindu-L pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. La revedere, toate cele bune, sărbători binecuvântate!